Poliția din Moldova nu apără drepturile omului și legea așa cum prevede statutul polițistului, dar apără liniștea mafioților. Stă polițistul fix peste drum de mașinile astea parcate ilegal la trecere de pietoni. Și n-are nicio reacție, are singura grijă suni să-și anunțe șefii sau clienții. Șeful a venit brega și filmează cum stau mașinile parcate ilegal, dar el merge ca un curcan pe mijlocul drumului. Așa trebuie să mergi când nu ești în misiune și mai la vară este o mașină tot de poliție cu girofarul pornit. Domn polițist, nu e așa că mașinile cele stau ilegal acolo la intersecție? Așteptăm șoferii. Da? Da. Dar dacă m-ați văzut că stau acolo... Ele stau non-stop acolo, de ani buni. Ia că acolo în intersecție, de ani buni. Nu-i corect. Noi atunci m-ați văzut că stau la intersecție, știi? Am văzut că stăteai peste drum și le păzei. Și le păzei liniștea. Ăștia au și oprit girofarul ajunge. S-a terminat misiunea. Unul oprit chiar în fața lor, ne? Gata, s-au agitat că vine brega. Și mai la vale mai este o mașină, tot cu girofar. Misiune specială, să facem curat pe strada armenească. Cum necum, el mai la vale de Ministerul de Interne. Gata, l-a convins pe ăsta să plece. Păi la piața centrală mai este fostul polițist care face taximetrie pirat. Fără să contribuie la bugetul de stat. Parcare de serviciu. În fața pieței, niște boieri cu așa mașini. Parcare de serviciu. Fie administrația pieței, nu? Vai de capul lor dacă e de serviciu, greu o duc din piața centrală, din oameni care lucrează în condiții inumane aici, în piața centrală. Vai de capul la ei. Gata, el are avarie, mă scuzați, parchez lângă piață. Asta e trotuar de pe timp sovietic, moștenit de la URSS, nemai modificat decât de copaci, de rădăcini. Și pe trotuarul ăsta vin de lumea, tot ce vrei. Carne, da? Pe stradă. Carne, lapte, brânză, verdeață, citrice. Carne vândută la nivelul solului, în stradă, e bun așa? Și, și poliția e alături, ia uite, girofarul, stă, poliția veghează, păzește business. Prim-ministru e alături. Dar ce este? Prim-ministru e venit la piață? Aici este tot prim-ministru. Ați venit de la venitul public. A, ce? Și sunt fetele cele care vând rachiu. Am de să vedem dacă mai ascund rachiu aici, ascund eu, ecte, o sticlă de rachiu. Sau ia apa ce? Când numai apă. Era cândva sticle de rachiu pe aici. Și asta tot are avarii, hop, mă scuzați, avarii. S-a defectat mașina, crușea măsă. Și aici intervenția poliției. Coșcoje poliției, au zis Andrei Năstase că sunt 20.000 de angajat în MAI și nu sunt capabil să facă ordine aici pe stradă. Se vând inclusiv ouă și vin pe stradă. Dar ce strângeți? Și nu merge afacerea? Nu vă protejează miliția? De 30 de ani vă protejează mizeria? Vai de capul la noi.
мизерии системе институционализации. Шелестик, шебранзика, для невелу стрезы. Морта еще не так вред. Лафиру ерби, для невелу солуга. Ай, лац, Олег, де бранзик, Олег, де латик, Олег, де карница. Eu stai. Și așa stau în stradă 30 de ani și nu vor nicio schimbare. Tu. E gine așa. E pe ăla și emigrantul din Afganistan care de 20 de ani are familie aici și nu reușește să obțină cetățenia. Dar meritat, s-au integrat, e moldovan tipic. De origine afganeză. Mohamed, sau cum îl cheamă pe el. Cam asta e situația. Asta ar trebui să fie trecere de pietoni.